Gunoiul de graș de rezultat de la animalele din Vitomirești va fi transformat în îngrășământ natural. Acesta va fi depozitat pe platforma specială construită în localitate sau va fi valorificat de autorități. Investiția este făcută pentru a, să zicem așa, aduna gunoiul de graj din întreaga comună, pe care îl depozităm aici, pe o perioadă de câțiva ani de zile, până se va macera, până va ajunge să fie folosit ca și îngrășământ bio, pământ de flori sau ceva în genul acesta. Totul este posibil în urma implementării unui proiect ce își propune să reducă nitrații din sol. Valoarea investiției se ridică la 1.300.000 de lei și constă în diverse construcții și mai multe utilaje. Ceea ce vedem aici, partea de construcții, aproximativ 860.000 de lei, diferența de 450.000 fiind utilajele care constau într-un tractor de 75 de cai putere, o remorcă, o mașină tip remorcă de împrăștiat bălegarul, o cisternă de 5.000 de litri și un încărcător frontal. Investiția de la Vitomirești este cea de-a patra realizată în județul Olt, în cele două etape ale unui program derulat de Ministerul Mediului cu bani de la Banca Mondială. În următorii 2 ani, potrivit autorităților, urmează a fi realizate alte 3 astfel de investiții în tot atâtea localități. În anul 2020, la nivelul comunelor Dobrun și Vitomirești, au fost finalizate lucrările de construire a platformelor comunale de depozitare a gunoiului de graj. Au mai fost finalizate și în anii anteriori, respectiv în anul 2012 și în anul 2013, astfel de platforme de depozitare a gunoiului de graj la nivelul comunelor Traianu și Fărcașele. Aceste proiecte au fost realizate prin proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, finanțat de Banca Mondială. Se preconizează că până în anul 2022, alte 3 comune din județul Olt, respectiv Brasta, Vățu, Deveselu și Dobrosloveni, vor beneficia de astfel de platforme de depozitare a gunoiului de grajd. Gunoiul de grajd sau bălegarul este un îngrășământ organic complet, conținând toate elementele nutritive necesare plantei. Folosirea gunoiului de graj fermentat de către fermieri le aduce acestora o serie de avantaje privind reducerea cheltuielilor cu inputurile necesare culturilor, dar și producții mari de calitate.